astăzi un bun venit în locația fantomă Rotunda. Nu era distat la Rotunda, nu era distat. Acolo eram izolați. Că ne-a lăsat cu casele de izbeliște. S-a furat, s-a distrus. Dacă cetățenii de etnie romă mai locuiau aici, investiția se justifica. Pe undeva e un eșec. Peste 200 de locuințe sociale, ridicate de stat pentru sinistrații din județul Bacău, sunt nefolosite de peste un deceniu. Despre această risipă de bani publici au aflat și reprezentanții Comisiei Europene, mai ales că drumul spre acel amplasament fusese decontat necuvenit din fonduri comunitare. Povestea a început în 2005, când râul Trotuș a distrus casele ridicate de romi în comuna Guravăi. Autoritățile și-au propus atunci să mute comunitatea într-o zonă sigură. A fost ales dealul Rotunda, loc folosit pentru pășunatul oilor. Sinistrații cunoșteau zona și nu păreau dispuși să se mute acolo, mai ales că nu aveau atunci apă, electricitate, dispensar și magazin. Știau și autoritățile acest lucru, dar chiar și așa au finanțat cu 3,7 milioane de lei ridicarea 205 case pe un vârf de deal. Discutăm la Guravăi de o comunitate de 1500 de romi, a căror soartă n-a fost luată în seamă de 15 ani. Discutăm de oameni care au construit, fără autorizație, în zona inundabilă. Pentru acești oameni s-a căutat o soluție pentru a fi strămutați. Atât cetățenii români din Guravăi, cât și comunele învecinate nu i-au acceptat. Eu, ca prefet, trebuia să găsesc o soluție. Și această soluție a fost găsită pe un amplasament pe care ei inițial nu l-au acceptat. În vara lui 2006, la un an de la inundații, sinistrații care acceptaseră oferta autorităților trăiau în containere și așteptau să le fie repartizate locuințele. Nu știm care e casa mea până acum, nu mi-a dat. Uite, acolo stau în barac de aceea care vedeți până acum. Nu știm căsile, nu mi-a dat căsile până acum. Locuim aici dacă ne pune tot ce ne trebuie nouă. Lumina nu este, apă nu este. Cel mult 60 de familii s-au stabilit aici. Dar după o iarnă petrecută pe un deal cu vânt aprig, unde mai curând s-ar fi amenajat un parc eolian, au părăsit zona și au mers într-o comună învecinată. N-avem apă, n-avem lumină, n-avem posibilitate pentru copii, pentru alimentară, pentru ceva, pentru mâncare. Sunt copii care sunt foame, trage foamea, ne aduce câteodată pe zi apă. Și noi ne luăm bidoane de acestea și ne alimentăm cu apă. Până a doua zi apa se încălzește în bidon. Odată pe săptămână vine doctorița de la Guravăi aici. Salvarea aici nu vine la geal. Am 5 nepoți. 5 nepoți care sunt cu mine. Ce le dați de mâncare? Păi ce pot și eu? Păi ce puteți? Păi. Azi, de exemplu, ce mănâncă? Păi o pâine, ceva și mai găsesc și noi. Păi de unde? Ce pot să găsesc și eu? Păi, servici n-am? Piesii nu am. Mai bine era la Guravăi, că mai mergeam la gunoaie, mai spărgeam în pământ, mai scuteam o bucată de fier, mai vindeam, mai luam măcar 10.000, 20.000 pe zi, mai luam o bucată de pâine. Dar aici n-avem de unde luăm. Mare coptit de foame. Am spus, nu faceți casă, că faceți degeaba acolo. Ne dați materiale, fiecare face casă, cumpără o bucată de pământ și face casă fiecare. Dar ce ați reușit să luați de la Rotunda? N-au reușit să iau nimică, doamne. Geamurile nu le-ați luat ușile? Nu le-am luat. Sunt acolo, sunt la Rotunda, la un nepot de-al meu. Le-a scos el și le-a lăsat la el. Și o să le aduceți când terminați casa? Păi o să le aduc atunci. Dar cu ce faceți casa? Ce material aveți pentru radier aici? Cumpărăm, doamnă, cumpărăm. Dar am zis ca să luăm casa de pe Rotunda, de acolo. Stă așa, iurile acolo. La vodă? Păi eu știu dacă ne-o dă sau nu. Dar câte familii dă la Rotunda? Dar doar ăla a fost dreptul nostru, doamnă, de la guvern. Trebuia să-l dea. Toți, câte unul s-a retras aici. Și
Ce v-ați luat de acolo? Ce material ați reușit să luați? Nimic. Geamuri, uși l-ați luat? Nimic n-am luat. Nu? Nimic, dar v-ați luat numai eu, geamuri. Păi, bine, să vă zic care e situația. Cine l-a luat, oare? Eu știu cine a luat. Încă din 2007, aproape 100 de case construite din banii guvernului nu mai aveau uși, ferestre, instalații electrice sau acoperiș. Pe fondul neînțelegerilor dintre primari și consilierii locali, s-a tergiversat atunci rezilierea contractelor cu beneficiarii, așa că distrugerile au continuat, iar despre recuperarea pagubelor nici nu putea fi vorba. Îi dăm în judecată obligatoriu pentru că nu aveau dreptul conform contractului, conform legii, să distrugă aceste bunuri. Nu am putut face trimiterea în judecată pentru că era acea clauză în contractul de predare, prin care, practic, recuperarea prejudiciului se poate face printr-o acțiune în instanță pe cale civilă. Materialele sunt în mare parte recuperate prin identificarea lor, dar încă o dată nu avem baza legală și ele au fost lăsate în custodie la persoanele unde au fost identificate. Cu satul aproape pustiu și cu zeci de locuințe devastate, reprezentanții prefecturii Bacău încă afișau în 2007 un aer optimist. Cred că concluzia de eșec este prematură. Există, trebuie să recunoaștem, există o problemă, o mare problemă. Va trebui să găsim formula din care să rezulte că această locație, aceste case vor fi pur și simplu locuite, deși ele au avut inițial o altă destinație, au fost adresate familiilor sinistrate. În 2009, fostul primar Vasile Pașcu a avut ideea să transforme satul sinistraților într-unul de vacanță. Cu acordul Consiliului Local, a concesionat 179 de locuințe sociale și a imaginat că va recupera măcar o parte din prejudiciu și că va da sens investiției de la rotunda. Eu chiar am crezut că oamenii se vor muta acolo. Chiar am crezut. O parte chiar a stat o perioadă. S-au dus, s-au luat. Primul care am luat case, bineînțeles, era bătaie aici. Nu le ajungea casele. Așa s-au zbătut. Și pe urmă, încet, încet, s-au lăsat. Mulți cred că și din cauza, știu eu, taxei, nu le-a convenit taxa prea mare, investiția care trebuia să pună geamuri, ușă, toate astea, iar la fel, pe o parte punea, pe alta dispărea. Deși taxa era de 560 de lei pe an fără TVA, cei mai mulți concesionari au uitat să o plătească. În 2012, noul primar al comunei Curavăi a reziliat contractele și a dat în judecată 147 de familii. Chiar și contractul a fost încheiat greșit. Dădea voie ca după două trimestre consecutive în care nu se achită chiria, să se rezilieze de către primărie unilateral contractul. Nu s-a prelevat nimeni. Au rămas până în 2012-2013, când i-am sesizat, când nici măcar nu erau înștiințați de plata chiriei. Am recuperat 300 de mii de lei din chirii și mai avem de recuperat 60 de mii, tot din chirii, procese pe rol, pe care le definitivăm, sunt anumite stadii de procesuale care se vor termina cel târziu la finele acestui an. Și-o luat copilul meu și mamă în Italia și mamă în altă parte. Haide mă să luăm casă și zic, mă, copiii proști, nu luați mă. Și așa a fost. Și 50 milioane eu plăti până la urmă, o scapa de ele. Făcea pușcării până la urmă, dacă mă credeți. Da, și asta a fost treaba. Dacă sumele datorate de chiriași au fost recuperate parțial, pentru distrugerea caselor încă nu a plătit nimeni. Stricăciunile s-au accentuat odată cu trecerea timpului. Iar din cele 205 locuințe, 197 au acum distrugeri majore. La patru dintre imobile,
se mai văd doar fundațiile. Pagubele au fost evaluate la 5,3 milioane de lei. Iar în 2007, Camera de Conturi cerea autorităților să recupereze prejudiciul. S-a încercat recuperarea sumelor. Am avut procese pe rol, am dat la executor. Nu, răspunsul este clar. Nu au bunuri materiale pentru care pot fi executat. La o parte din distrugeri, răspunsurile au fost din partea organelor de cercetare penală că nu s-au găsit autorii acestor distrugeri. Practic și această acțiune s-a făcut puțin tardiv și după 3-4 ani e greu de identificat o persoană care la timpul de atunci, 2006, a plecat cu acoperișul, cu ușa în căruță sau cu fereastra sau și cu instalația electrică. Comunitatea de romi, ne asumăm cum este ea, cu bune, cu rele. La plecare au considerat că materialele de la cele case, de la casele care le vedem cum arată astăzi, le aparțin. Cum nu există pază, oricine poate lua ce vrea de aici. Casele părăsite sunt folosite din când în când drept adăpost pentru oi. Mormane de lână și chiar piei de animale au fost lăsate în urmă. Păstorii văd ce se întâmplă sus pe deal și e surprinzător că autorii distrugerilor nu au putut fi identificați. S-au furat, s-au distrus. Ați văzut și acolo? Eu ți-o bar acolo, la Pașcu, la fostul primar. Și acolo v-ați dus să vedeți o leagă? Ați văzut și acolo. Dar cine-o fi tuns oile acolo, în casele ala? Pașcu. El? De cine? Eu? Eu nu am tuns, eu nu știu să tun. Aducea oameni din altă parte să tun. Dar ați văzut furând ziua? Că furoază ziua și noaptea. Cine? Slobozânea noștri de aici? Dar nu fura țiganii. Țiganii au luat atunci când au plecat cu... când au plecat de acolo. Dar este tot de ei noștri. Dar nu am furat eu. Veniți la mine că vară că n-am nicio tablă și vă duc în altă parte unde sunt table. Coli? Bele. Mă ales când au bătut vântul. Când au bătut vântul acum, puteam să mă duc eu să îi spun, băi, nu lua, că îmi dădea în cap. Da? Și mizerii pe acolo. Cine să mai duce să mai investească acum? Să mai investească, să mai iei o casă de acolo. Actualul primar, aflat la al doilea mandat consecutiv, nu a avut nicio legătură cu investițiile făcute la rotunda. Și tocmai de aceea pare decis să rezolve problemele semnalate de Camera de Conturi. În raportul din 2007, inspectorii vorbeau și despre un prejudiciu de peste 200.000 de lei cauzat de împărțirea defectuoasă a materialelor de construcție pentru sinistrați. Pentru recuperarea sumei, au fost chemați în judecată inclusiv fostul primar și fostul secretar al comunei. Am fost nevoit să mă înham la această căruță de dus, da? Și să iau deciziile care le impune legea. Că la timpul respectiv, persoanele care erau obligate să ia deciziile, nu le-au luat, e problema dânșilor. Avem procese pe rol, n-aș vrea să le menționez aici. Sunt în derulare, fiecare va plăti. De la fostul primar și fostul secretar, ce sumă aveți de recuperat? Păi nu știu dacă ar fi momentul să le pun public, nu este corect și nici principial. Să lăsăm ca instanța să pronunțe. În urma investițiilor de atunci cu drumul și cu casele de sus, aveți probleme penale? Foarte multe am avut. Cred că mai am încă, pot să spun așa, 3 procese pe rol. Mai aveți proces acum pe rol dumneavoastră și fostul secretar, pornind cumva de la distribuirea materialelor de construcție pe care l-a adus ANL-ul încoace, nu? Da, e un proces care a fost câștigat de primărie
Dar, cum să zic eu, nu s-a mers, s-a câștigat la Onești sau unde a fost, nu s-a mers mai departe să recupereze cele 2 miliarde și s-a prescris în 2 noiembrie 2012, s-a prescris. Și acum e proces, e suspendat procesul meu urmând ca să judece secretarul cu OAT-ul, drept să vă zic, nici nu știu ce va urma. Peste 7,2 milioane de lei s-au cheltuit până acum la Rotunda. Guvernul a dat 3,7 milioane pentru construcția caselor și încă 1,3 milioane de lei pentru alimentarea zonei cu energie electrică. Drumul spre Rotunda a costat 2,2 milioane de lei, bani europeni. Pentru aducțiunea cu apă și intabularea locuințelor s-au cheltuit încă 91.000 de lei. Camera de conturi constata în 2007 că soluția amplasării caselor în zona Rotunda s-a dovedit a fi cel puțin lipsită de eficacitate. Locuite mai sunt 5 la ora actuală. În stare bună n-ar mai fi niciuna, decât în stadiul în care le vedem. Trebuie reparații, trebuie la timpul respectiv reabilitate, dar dacă nu le populezi, este foarte greu să le și urmărești, să supraveghezi ca să nu se distrugă. În afară de asta, locația fiind aici în vârf de deal, când e vânt aici, dacă cetățenii de etnie romă mai locuiau aici, investiția se justifica. Dar având în vedere locația retrasă, undeva unde, chiar până la urmă, să fim sinceri, nu erau condițiile ideale de viață pentru o comunitate, chiar dacă sunt romi. S-a făcut un studiu de impact și au semnat, cred că peste 200 au semnat că vor acolo. Au făcut ei o comisie, au venit, au zis că sunt de acord. Și vă închipuiți că ne-a lăsat cu casele de izbeliște. Nu mă așteptam niciodată să plece de acolo. Bine că au început, au tăiat pădurile 17 hectare într-o săptămână, au fost gata. N-am înțeles niciodată proiectantul de ce le-a pus cu fața la nord și de ce le-a îngrămădit așa. Deci, na, dacă nu ești constructor, foarte greu vezi ceva. E sau nu e eșec investiția de la Rotunda? Pe undeva e un eșec, pe altă parte, dacă mai erau romii în Albia Trotușului, era altă cheltuială. Comunitatea de romi s-a mutat la Rădeana, în comuna Ștefan cel Mare. Oamenii și-au cumpărat acolo teren, au ridicat alte case, au asfalt în fața porții și magazine în apropiere. Acolo eram izolați. Suntem aici, suntem ca în paradis. Nu ne pas, nu avem probleme, nu avem nimic. Poate vântul, ce iarna, mergem în oraș, mergem, aducem lemne aproape, avem pădure, avem tot. Condițiile nu erau bune, cum să zic eu. Iarna era ca un deal vreo 4-5 km, să zic așa, dar iarna, ferească Dumnezeu la un copil de, sau nou născut, o femeie să nască, nu mai putea să urcă salvarea. E nasul. E nasul cu asur social că nu prea ajunge bani. Cu 4-5 milioane și mai ales la 3-4 copii, se dă de mâncare, se dă să îmbrace, să se ducă la școală, nu e posibilitate. Dar de muncit găsiți cu ziua? Ba, de muncesc cu azi o zi sau două, nu mai găsesc o săptămână sau două săptămâni, depinde cât are omul. Nu era de stat la Rotunda, nu era de stat. Nu era transport, nu era magazin de ăștia, nu aveam nimeni să luăm pâine, să mâncăm, să luăm pâine, nu aveam, că nu era magazine, nu era, nu era. Cam atât angleau fotbalistul. Pe cam mâncam să ceaia vabaru, ce mâncam ce cărui au fotbalistul. Am spus acolo că noi, când o crește mare, să fim formaliști. Satul de pe deal Rotunda pare lovit de blestem. Cele 205 locuințe finalizate acum 11 ani sunt ale nimănui. Sinistrații le-au primit în dar și le-au refuzat, iar cu bani nu le-a vrut nimeni. În februarie 2016, primarul a organizat o licitație publică încercând să le vândă.
Evaluatorul stabilise prețuri cuprinse între 2100 și 2400 de euro per imobil, însă cumpărătorii oferau cel mult jumătate din sumă. O casă, cum e asta, vezi, nu poate costa 2300 de euro. Nu. Poate una care mare ceva în plus, mare și frontoane, mare acoperișul întreg, poate da. Nu pot scădea, că asta e procedura, curtea de conturi la primul control mi-ar imputa toată suma, diferență sub care aș da eu acele case. Corect ar fi așa, am scos la vânzare la primul termen, n-a venit nimeni să cumpere. Bun, mai diminuăm exact ca la executări silite. Vom încerca prin juriștii de la Consiliul Județean să găsim o formulă de a aduce aceste case la o valoare acceptabilă ca un cetățean din oraș sau din altă parte sau poate chiar un înghel. Vine în locația asta, știu eu, cumpără 10-15 case, se poate face un azil de bătrâni, știu eu, chiar un, pentru copii, o tabără de vacanță, pentru un foc de alea, știu eu, o pârtie, ceva pentru săniuși, s-ar mai găsi soluții. În comuna Guravăi, problemele se țin lanț. Primăria trebuie să returneze cei 635.000 de euro decontați din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru amenajarea drumului spre rotunda. Încă din 2008, Departamentul pentru Lupta Antifraudă a constatat că proiectul nu a fost eligibil. Banii trebuiau folosiți pentru înlăturarea efectelor inundațiilor și nu pentru amenajarea unei noi căi de acces. Dar au fost și alte aspecte în neregulă. Referitor la acest drum, la momentul când au început lucrările în 2006, s-a efectuat fără autorizație de construcție, fiindcă o porțiune de drum era al UAT Onest. Făcându-se practic așa lucrarea, au pus boii în spatele căruței. Când a venit DNA-ul, au constatat aceste nereguli, fapt care a dus la situația actuală. În noiembrie 2013, Comisia Europeană a emis nota de debit, iar două luni mai târziu, cei 635.000 de euro au fost achitați din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale. Însă instanța a decis că suma va fi recuperată de la Primăria Guravăi. Ne-am judecat de două ori la Înalta Curte de Casație și Justiție. S-a constatat totuși că utilizatorul final este comuna Guravăi și va trebui să suporte această cheltuială, 635.000 de euro. Ar însemna bugetul meu pe exact 4 ani. Pentru comuna Guravăi ar însemna ca eu, primar de acum încolo, să nu mai pot investi nimic. Și practic timp de 3 ani eu să stau la primărie, să semnez numai adeverințe de rol și să aștept mila Domnului. Avem nevoie de ajutorul guvernului, al Ministerului Dezvoltării, pentru a suporta asemenea sumă. Ca să pună bani deoparte pentru plata debitului, primarul a asistat iluminatul stradal în comună. Măsura este nepopulară, dar aduce bugetului local o economie de 150.000 de lei anual. A tăiat și cheltuielile cu abonamentele telefonice, cumpărându-le angajaților cartele de 5 euro. Dar spune că fără aceste măsuri, n-ar fi putut ridica un dig de apărare pe malul Trotușului. Transmit un mesaj cetățenilor că nu se va muta primăria de la Guravăi la Căiuț sau la Parava, așa se duc versiuni prin sat, pe unde se mai discută pe la colț de stradă, nu. Deci, sunt o primar responsabil, măsurile care am luat sunt juste, corect. Privind înapoi spre 2005, 2006, 2007, aveți ceva să vă reproșați? Așa aș avea prin faptul că dacă la momentul respectiv altfel știam cum să pun problema, și sunt mulțumit că la problemele care au fost, n-am luat o razna.
În 2005 și 2006, pe șantierul de la Rotunda au fost frecvent în control reprezentanții ai guvernului, ai prefecturii și ai Consiliului Județean Bacău. Cei care atunci au luat decizii și au supervizat lucrările nu mai ocupă aceleași funcții. Despre cât de oportună a fost ridicarea caselor în acel loc, nu mai vorbește nimeni. Finanțatorul proiectului social a plasat povara pe umerii autorităților locale. Un hal greu de dus, pe care totdeauna ne vom strădui să-l păstrăm așa, cât mai integral, așa, ca să nu se diminueze, să se deterioreze în timp, fiindcă la ora actuală, vă dați seama, intemperiile, zăpada, toate astea acționează negativ asupra acestor construcții și cu timpul vor ajunge practic ca la Hiroshima niște grămezi de molos. Rotunda își merită renumele de cel mai scump sat fantomă. Celor 7,2 milioane de lei cheltuite pentru amenajarea lui, li se adaugă încă 2,2 milioane de lei, sumă restituită Comisiei Europene, deoarece drumul spre cartierul sinistraților nu trebuia plătit cu fonduri comunitare. În linii mari, investiția din vârf de deal a costat peste 9 milioane de lei. O adevărată risipă, câtă vreme casele arată ca după război și sunt nelocuite de mai bine de 10 ani.